Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertiz Judiciar este o subziune de suport din cadrul Inspectoratului General al Poliției, care are competențe pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Centrului Tehnico-Criminalistic constă în oferirea serviciilor criminaliști de calitate înaltă, în susținerea unui act de justiție corect, imparțial și riguros fundamentat. Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertiză Judiciară efectuează expertize în baza actului dispus de către organul de urmărire penală pentru elucidarea unor fapte importante pentru cauza penală sau pentru un proces penal. Expertizele sunt efectuate în laboratoarele centrului, efectuează acei angajați care au deja statutul de expert judiciar dobândit în condițiile legii. În cadrul secției, angajații efectuează examinări ale armelor de foc și munițiilor, precum și urme ale obiectelor utilizate la săvârșirea infracțiunilor. Activitatea și munca angajaților în domeniul criminalistic oferă un suport unei justiții bazate pe probe obținute și demonstrate științific. În cadrul secției se efectuează mai multe tipuri de examinări. Examinarea drogurilor, examinarea metalelor, substanțe ușor inflamabile, fibre și polimeri, alcool, pentru a efectua un simplu raport de expertiză, cum a fi cu un obiect, o marihuană, ca exemplu, necesită în jur de 3 ore. Raportul de expertiză este o bază probantă pentru instanță de judecată. În cadrul secției se efectuează 3 genuri de expertiză judiciară, grafoscopică. În cadrul acestui gen de expertiză se identifică persoanele după semnătură și scris. Expertiza de portret. În cadrul acestei expertize se identifică persoanele după aspectul facial. Și expertiza tehnică a documentelor. Ca obiect de studiu ca acestui gen de expertiză avem un număr mai vast. Sunt documentele de călătorie pentru persoane, documentele de identitate a persoanelor, sunt documente de înregistrare a automobililor. În spatele meu avem echipamentul care este ca mâna dreaptă a expertului. Deci pe baza acelor indici care ei, cu ajutorul echipamentului, le depistează în documente, în scris, în semnături, în portret, formulează concluziile cu referire la soluționarea întrebărilor care sunt înaintate de către ordonator. Centrul Tehnico-Criminalistic, care în structura sa subziune care sunt unice în Republica Moldova, aici vorbim de secția tehnico-explozivă, care este antrenată la solicitare în cazul când apare pericol de dispozitiv sau prezența unui dispozitiv exploziv folosit în scopuri criminale sau chiar aceleși apeluri de urgență care apar sau sunt efectuate de către persoanele răufăcătoare. Da? Angajații noștri activează în regim non-stop, un serviciu care într-adevăr au în specialitatea sa și riscul profesional care își-l asumă. În dependență de obiectele care noi sunt prezentate, ele sunt examinate în diferite forme. Fie cu soluții de anhidrină, fie cu cianocrat, fie cu praful dactiloscopic. O să imităm acum o situație simplă. Deci a fost prezentată la noi așa un obiect. Pe suprafața lui urme papilare nu sunt. El este introdus în camera Wacklander, ajustând un anumit climat,
urmele papilare sunt supuse umidității, ele sunt înmoaie, după care se relevă prin ajutorul unor reacții chimice. Secția examinări și evidență dactoscopic și conține două laboratoare. Primul laborator este secția examinări, sunt cei care se ocupă cu relevarea urmei papilare. Sunt cei care stabilesc că o urmă papilară este valabilă sau nu este valabilă. Cel de-al doilea laborator se numește laboratorul de evidență. Deci aici avem o bază de date care conține până la 500.000 de persoane. Urme papilare depistate la fața locului sunt înregistrate într-un sistem automatizat, un sistem dat. Acest sistem automatizat anual ne permite identificarea circa 100 de persoane de infractori. Pe lângă toate, noi mai avem o colaborare foarte bună în ceea ce privește Interpol și Europol și anual în jur de 50 persoane sunt stabilite. În cadrul centrului există laboratoare criminaliste mobile care sunt antrenate în cazul cercetării locului infracțiunii pe cele crime grave sau social sporite. Sunt unicile laboratoare care au o dotare foarte completă, pot preleva practic toate tipurile de probe care sunt prezente la fața locului. Secția se ocupă cu examinarea sistemelor informatice, precum sunt laptopuri, calculatoare, servere, telefoane mobile, precum și alte dispozitive mici, GPS-uri sau camere video, alte dispozitive confecționate artizanal. Deja în dependență de dispozitivul care este examinat, se procede la următorii pași. Spre exemplu, telefonul mobil deja din el sunt extrași toți purtătorii de informații, cartelele SIM, ca să nu aibă o conexiune la rețea. Ulterior este pus la plan încărcare pentru ca să efectuăm următoarele etape, examinare, extragerea informațiilor. Iar în cazul unui calculator, laptop sau server, sunt deschise, sunt extrași purtătorii de informații, cum știm, hard discurile, și ulterior purtătorii de informații sunt conectați la dispozitivele speciale pentru a fi efectuată imaginea datelor care sunt pe acești dispozitive. Efectuăm expertize la solicitarea ordonatorului. Noi vorbim de instituțiile MAI-ului care sunt în subordinea sa, vorbim de procuratură de toate nivelurile, vorbim de Centrul Național Anticorupție, instanțele de judecată și totodată la solicitarea persoanelor fizice și juridice, la fel efectuăm expertiza, numai că însă și raportul care îl întocmește expertul este intitulat altfel expertul raportul de expertiză extrajudiciară. Îndemn tinerii specialiști să îmbrățișeze această profesie, pentru că este o profesie nobilă, importantă, o profesie de viitor.